Bună tuturor, astăzi vreau să vedem împreună ce greșeală mare, să zicem așa, am făcut, dar totuși sunt destul de împăcat cu ea. Nu știu dacă știți, dar eu am avut acțiuni la RomGaz și le-am vândut după un anumit timp, da? Am făcut un anumit profit, am explicat într-un videoclip anterior, o să-l las aici sus să-l vedeți și voi. Am explicat de ce am vândut compania RomGaz și în momentul de față vedem creșteri chiar foarte, foarte bune pe această companie. Vreau să ne uităm împreună la raportul trimestrial, da, pentru compania RomGaz și să vedem un pic ce profit am pierdut eu de fapt până în momentul de față, da, pentru că cel mai mult învățăm din greșeli și vreau să analizez compania aceasta să vedem dacă totuși sunt încă împăcat cu vânzarea ei sau nu. Eu, dacă nu mă înșel, am vândut compania RomGaz la 45,55 lei per acțiune. Dar o să ne uităm împreună să vedem pe tranzacții, da, ce am făcut, pentru că nu mai știu 100% din cap. Da, se pare că am vândut la 45,55 o acțiune. Ei bine, vreau să vedem împreună câte acțiuni am avut. Am avut undeva la 383 de acțiuni, da, și o să calculăm împreună să vedem diferența după ce ne uităm pe raportul trimestrial, să văd câți bani de fapt nu neapărat am pierdut, ci nu am câștigat, da. Dar haideți prima oară să ne uităm la un raport din Q3, da, din 2023 a companiei RomGaz. Vedem aici primele 9 luni din 2023 și aici primele 9 luni din 2022. Aici în stânga avem efectiv doar Q3, da? Și vedem indicatori principali. Avem o scădere destul de drastică în cifra de afaceri, da, de 37%, pentru că în 2022 aveam o cifră de afaceri de 10 miliarde de lei. Anul acesta, în primele 9 luni, doar de 6,8. Veniturile au fost un pic mai mari anul acesta, dar tot foarte mici față de anul trecut. 34% avem procentul aici de scădere. Vedem în Q3 2023 avem o scădere destul de mare, 40%, da? Ceea ce se simte un pic, să zicem. Avem un lucru bun și anume cheltuielile mult mai reduse. Da? Compania a reușit cumva să reducă cheltuielile în timp util, în așa fel încât să avem un raport destul de bun pe zona aceasta de venituri și profit în același timp, da? Ce mai putem să vedem aici este următorul lucru și anume profitul net, da? Avem o creștere foarte mare față de anul trecut. Deși anul trecut am avut venituri mult mai mari, clar cheltuielile au fost la fel de mari, da? Dacă nu chiar și mai mari. Și profitul brut era mult mai mic. Anul trecut aveam 2.669.000 de lei, iar anul acesta profitul brut înainte de impozit este de 4 miliarde de lei, da, o creștere enormă în zona de profit, dar după cum știți avem zona asta de impozit pe profit până în 2025, da, pentru companiile din energie, da, deci cumva profitul brut înainte de impozit a fost dublu, da, vedem o creștere de 51%, ceea ce clar ajută compania RomGaz. Și o chestie minoră, să zicem așa, un impozit pe profit doar cu o creștere de 334% și statul se pare că tot nu are bani, dar mă rog. Da, vedem creșteri destul de mare în zona asta de impozit pe profit. Au plătit 1,8 miliarde de lei cei de la RomGaz, da, mi se pare o sumă foarte, foarte mare. Pe urmă putem să vedem profiturile nete, da, profitul net de anul trecut a fost 2,2 miliarde, anul acesta 2,1 miliarde, da. Ce mai putem vedea este următorul lucru, profitul per acțiune, da, earning-ul per share din partea companiei RomGaz. Anul acesta a fost, în teorie, un pic mai mic, da, pentru că au avut un impozit mult mai mare de plătit și atunci avem doar 5,6 lei per acțiune. Da, atât a produs compania RomGaz per fiecare acțiune până în septembrie 2023, da? Până la finalul lunii septembrie. Ceea ce nu este rău deloc, dacă îi să mă întreb pe mine, având niște venituri, în teorie, cu 37% în scădere, dar da, clar, au scăzut și din cheltuieli, pentru că doar în felul acesta au putut să mențină un profit așa de mare. Iar aici putem să vedem rata profitului net în procente, da? Din cifra de afaceri. Anul trecut era un profit net, o marjă, în teorie, da? De profit net de 20%, anul acesta este de aproape 32%, mai exact 31,84% din cifra de afaceri. Da? Este un lucru foarte bun acest indicator. Aici putem să vedem împreună și rezultatele operaționale. Da? Teoretic, din ce își fac ei bani? Da? Obiectul principal de activitate. Da? Vedem gazele naturale extrase, în paranteză milioane metri cubi,
Anul trecut au extras 3,6 miliarde, anul acesta 3,5 miliarde metri cubi, o scădere de 4,7%. Mai putem să vedem redevență petrolieră, da, tot așa raportată, milioane metri cubi. Aici avem o scădere de 0,8%, da, în mare este cam aceeași producție, pentru că asta mă interesează de fapt. Pentru că anul acesta, deși au avut o producție aproximativ la fel, veniturile au scăzut destul de drastic, cu 37%, dar foarte bine că managementul s-a putut canaliza, să zicem așa, și au redus și cheltuielile pentru a menține compania în profit, dar au o mișcare destul de bună. Pe urmă, vedem producția condensată în tone, vedem 16 miliarde de tone, dar o creștere aici de 5,4%. Producția de energie electrică, vedem o scădere, da, au produs mai puțină energie electrică față de 2022. Servicii de extracție gaze din depozite facturate, vedem și aici o creștere de 5,3%. Pe urmă vedem servicii de injecție gaze în depozite facturate și aici o creștere de 13%. În mare vedem unele cu minus, altele cu plus. Cumva producția a fost în aceeași zonă, da? Pentru că ne interesează lucrul acesta. Pentru că Romgazul, de exemplu, este o companie care trebuie să producă și veniturile lor vin din zona asta de extracții, de producții. În mare, la nuclear electrică, de exemplu, avem în teorie o producție relativ constantă cât timp merg ambele reactoare. Da? La hidroelectrică, de exemplu, producția nu ține doar de ei. Aici, în zona asta de Romgaz, cumva, după părerea mea, ține mult și de ea ca și companie, pentru că gazele există. Dar tot ce trebuie este să punem, să zicem așa, osul la treabă, dar vedem că producția până în momentul de față nu are mari modificări, da, de extracție gaze naturale. Aici vedem structura acționariatului. Vedem că statul român deține 70% din acțiuni, pe urmă vine free float-ul, da, acțiunile listate, zicem așa, persoanele juridice dețin 24%, 24,5 persoanele fizice, cum sunt și eu, 5,41 din companie. Aici vedem indicatorii economici financiari, da? Vedem activele imobilizate, în mare nu sunt mari diferențe față de aceeași perioadă anului trecut, diferențe în investiții în asociați, da? Pe urmă mai vedem creanțe privind impozitul amânat, da? O creștere de 60%. Total active imobilizate avem 11 miliarde de lei, da? O sumă relativ decentă. Cu tot cu stocuri și toate cele, avem un total active de 15 miliarde de lei, da? Capitaluri și datorii. Ei bine, asta ne interesează un pic, să vedem ce se întâmplă în zona aceasta, da? Ce îmi place foarte mult este următorul lucru, capitalul social nu s-a modificat încă, dar Romgaz vrea să distribuie, da, acțiuni gratuite, să mărească capitalul social din rezervele de profit. Vedem că mai au rezerve de 4 miliarde de lei, aproape 5 miliarde de lei, da, o sumă relativ bună, o creștere de 36%. Îmi place treaba asta pentru că o să aibă nevoie de foarte mulți bani pentru Neptun Deep, da, pentru acest proiect. Pe urmă mai vedem rezultatul raportat, 5,6 miliarde de lei, o scădere în zona asta cu 7%. Vreau să vedem un pic la datorii. Vedem provizioane pe pensii, da, avem o scădere, venituri în avans, au încasat un pic în avans, da, provizioane, o creștere și aici de 32%, împrumuturile au scăzut. Ei bine, treaba asta este foarte, foarte bună, da, împrumuturile au scăzut destul de bine, da, de la 1,1 miliarde de lei anul trecut, acum au 889 milioane de lei doar datorii. Datorile din leasing sunt în mare aproape aceleași. Și vedem datorii pe termen lung și aici avem o scădere, da? Și vedem datorii pe termen lung, avem o scădere per total de 4,97%, un lucru foarte bun de apreciat. Pe lângă că au avut, să zicem așa, un an mai greu în zona asta de venituri, au reușit cumva să mențină profitabilitatea companiei, dar reducând foarte rapid cheltuielile, ceea ce după mine este de apreciat. Și haideți să vedem datoriile pe termen scurt. Vedem datorii comerciale și alte datorii. O creștere în zona asta, contractele cu clienții, o scădere, da, vedem că au probabil mai puține contracte, da, au mai puține datorii din contracte, ceea ce teoretic este bine. Datorii cu impozitul pe profit curent, vedem că mai au 1,5 miliarde de lei, o creștere aici de 32%.
Datorii de leasing, astea pe termen scurt, iarăși nu sunt mari, deși avem o creștere de 45%, sunt doar vreo 3 milioane de lei și atunci nu este o sumă neapărat îngrijorătoare. Provizioane, o scădere destul de bună aici, de 62%. Împrumuturile sunt aproximativ în aceeași zonă și alte datorii, 305.000 de lei, dar o scădere și aici. Și vedem, datorile pe termen scurt au crescut cu 3,1%, da? Asta este. Până la urmă vedem o scădere pe datoriile de termen lung, da? Dar vedem o creștere pe datoriile de termen scurt. În teorie sunt relativ în aceeași poziție. Vreau să ne uităm un pic la fluxurile de numerar. Da, vedem că profitul net aferent perioadei îl știm deja din partea de sus, da, vedem o scădere cu 3%, oricum nu o zonă foarte, foarte mare. Pe urmă, cheltuielile cu impozitul pe profit, vedem că au ieșit de la ei din buzunar sau o să iasă, da, 1,8 miliarde de lei. Pe urmă, vreau să mai vedem ce alte venituri au avut. Venituri cu dobânzi, vedem o scădere aici. Da, ceea ce înseamnă că au plătit 172 de milioane de lei, da, o creștere în zona asta de 18%. Pe urmă, numerar generat din activități operaționale înainte de variația capitalului circulant. Aici avem 4 miliarde de lei, da, pentru că este și impozitul pe profit inclus, da? Și vedem, numerar generat din activitățile operaționale 2,5 miliarde, în scădere un pic, da, dobânzile, impozitele pe profit, iarăși sunt mult mai mari. Pe urmă, mai vedem numerar net utilizat în activități de investiții. Vedem că anul acesta nu au ieșit foarte mulți bani de la ei din conturi pentru zona asta de investiții. Dividendele plătite sunt un pic mai mici față de anul trecut, o scădere de 9,99%. Vreau să ne și uităm împreună să vedem dacă este în zona asta. În mare, da, pentru că anul acesta au plătit 3,42 lei, anul trecut 3,8, da? Deci, da, avem o scădere un pic în zona de plăți de dividende. Și ce îmi place mie foarte mult este următorul lucru, să vedem numerarul și echivalentul de numerar în primele 9 luni, la începutul perioadei și la sfârșitul perioadei. Vedem că ei au numerar și echivalente de numerar doar de 1,8 miliarde de lei, da? La începutul anului aveau 3,58 miliarde de lei, anul acesta au început perioada doar cu 1,8 miliarde și numerarul net la sfârșitul perioadei este de 1,7 miliarde anul trecut, 1,9 anul acesta. Vedem o creștere în zona asta destul de bună, da? Ei bine, vreau să ne uităm împreună acum să vedem câți bani am pierdut eu în teorie că am vândut compania RomGaz și am cumpărat hidroelectrica. Ei bine, ne uităm și vedem că eu am avut 383 de acțiuni, da, o să le trec aici, 383 acțiuni la RomGaz, le-am vândut la 45,55 și în momentul de față o acțiune la RomGaz se tranzacționează la 49,6 lei per acțiune. Și haideți să calculăm împreună să vedem exact ce a fost aici, da? Vedem un total de 17.445 ca valoare când am vândut eu aceste acțiuni. Și dacă aș fi vândut la 49,6, cât este în momentul de față, o acțiune la RomGaz, aș fi avut cu aproximativ 1.500 de lei în plus, da? O să facem o scădere simplă să vedem câți bani aș fi câștigat până în momentul de față dacă nu vindeam. Vedem că aș fi avut încă o creștere de 1.500 de lei. Nu pot să spun neapărat că mă bucur că am vândut RomGaz-ul în acel moment, dar sincer nici nu-mi pare rău pentru că am vrut cumva să diversific zona de Neptun Deep. Da? Pentru că eram foarte, foarte concentrat în trei companii, clar toate pe energie și în momentul de față sunt doar în zona de energie, dar cumva eram implicat doar în două proiecte. Ei bine, acum sunt implicat doar în sectorul de energie, dar cumva, să zicem așa, în trei zone diferite. Unul este în zona de energie electrică nucleară, altul în zona de energie electrică din zona de hidro, da, din hidroenergie și cealaltă din petrol. Cumva am făcut o mică diversificare, chiar dacă nu neapărat în sectorul acesta, dar cumva în dezvoltarea și în veniturile acestora, da? Deci, da, să zicem așa, am pierdut 1.500 de lei, dar pentru asta nu sunt neapărat foarte supărat.
Sunt curios, tu ce părere ai despre această vânzare a mea, da, pentru că am ratat un anumit profit, care pe mine, unul în momentul de față, nu mă prea deranjează, dar clar, totuși te gândești, bă, puteai să faci banii aia, da? Dar să nu uităm că am deja un mic profit și pe hidroelectrica în momentul de față. Și hidroelectrica cumva este una dintre cele mai sigure, după mine, companii listate la bursă, da? Mai văd și aici o mică creștere de 266 de lei și atunci cumva minusul, să zicem așa, nu este la fel de mare. Sunt curios, tu ce părere ai despre această mutare a mea, mai inteligentă sau nu, da? Și vreau să-mi lași în comentarii tu ce ai făcut în locul meu, dacă erai la fel de concentrat pe două proiecte și dacă ți se pare că am greșit prin această vânzare, te rog să-mi lași în comentarii și până data viitoare nu uita, alege să-ți construiești viitorul.